Președintele Maia Sandu a susținut astăzi, 19 aprilie 2022, un briefing de presă la care a anunțat că a promulgat legea care interzice utilizarea simbolurilor ce promovează agresiunea militară. Ea a menționat că modificarea legislației Republicii Moldova, cu privire la unele semne și litere, folosite de armata rusă în războiul din Ucraina, nu atentează la memoria istorică. Oamenii vor putea în continuare să-i comemoreze pe erorii celui de-al doilea război mondial. Noi ținem minte sacrificiul eroilor. Știm cât de mare a fost prețul cu care a fost obținută pacea atunci. Cel puțin 100.000 de oameni din Moldova și-au pierdut viața pentru ca noi să trăim în pace. De aceea, specularea victoriei din 1945 pentru a promova astăzi o agresiune militară împotriva Ucrainei este o ofensă adusă memoriei părinților și bunicilor noștri care și-au dat viața pentru ca noi să putem trăi în pace. Datoria noastră era să păstrăm această pace, dar din păcate nu am reușit. Necesitatea de a proceda la astfel de modificări legislative, șefa statului a argumentat că simbolurile își schimbă sensul în funcție de context și de realități. Simbolurile pe care le incriminăm nu sunt simboluri despre războiul de acum 77 de ani. Ele se referă la războiul de azi din Ucraina. Nu putem tolera promovarea unor imagini și acțiuni care sunt asociate războiului din Ucraina, care sunt asociate cu uciderea a mii de oameni, cu suferințele altor milioane de refugiați și care îndeamnă la teroare, distrugeri și violuri. Nu putem admite mesaje care denaturează informația despre război. E revoltător și inuman să învinuiești victimele de suferințele proprii. Prin modificarea recentă a codului contravențional, în Republica Moldova au fost interzise simbolurile și atributele care promovează acțiuni de agresiune militară, crime de război și crime împotriva umanității. Printre acestea se numără și panglica bicoloră negru-portocaliu, cunoscută ca și panglica Sfântului Gheorghe, dar și literele Z și V. Persoanele care vor răspândi simbolurile interzise vor fi amendate.